Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Let's Play-ul GTA. Continuăm din punctul în care l-am lăsat pe Trevor data trecută. Tocmai le-am distrus casa fraților O'Neill și am rămas pe ATV în mijlocul unui orășel din ăsta foarte micuț din deșert. Și ziceam că o să facem mai multe feluri de misiuni în episodul ăsta, în special Strangers and Freaks. Hai să vedem ce avem la dispoziție. Fix aici, aproape de Trevor, avem o misiune. O persoană mai dubioasă. Hai să vedem despre ce e vorba. Având ATV-ul, cred că îmi permit să o iau pe de-a dreptul, fără să mai țin cont de străzi. Se comportă foarte bine ATV-ul ăsta direct pe pământ. Și vedem despre cine e vorba aici. Ok. There you are, handsome. Maud. Maud este o vânătoare de recompense care ne va da de acum prin e-mail misiuni despre tot felul de fugitivi pe care trebuie să-i capturăm și să-i aducem înapoi aici pentru o recompensă. O recompensă în bani, evident. Să-l căutăm. Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is Mă amuză că tantia asta grasă care stă pe verandă pe laptop și caută fugitivi. Este foarte empatic, așa vorbește cu un chef de nu-ți vine să crezi. Da, sunt foarte fericit. Whatever, lady. Trebuie să ne trimită prin e-mail detaliile despre băiatul pe care trebuie să-l prindem. Ia să-l salvăm. Uite azi, tanti? Mai plimbăm un pic până primim. Cred că trebuie să salveze mai întâi. Vedeți în partea de jos chestia care se rotește. Stătne salvarea și probabil atunci debloca e-mail-ul. Stă ceva să salve. Eu tot fac că o să încerc ceva ce am văzut în clipurile de... Un picior. Ce fuge vaca? Unde o să te mai picea cu un vacă? Se duce în canal. Am făcut-o. Am omorât o vacă? Ba nu, n-am omor acum. Protecția animalelor. N-aș vrea să vadă ce fac eu aici de la PETA. Iată că am omorât și vaca. Și până am primit mail-ul de la mod. Mai multe mail-uri aici, dar sunt de la Ammunition, de la Los Santos Customs. Nimic important. Deci că e mail-ul meu pe bune, plin de spam. Păi dacă nu ne dă mail, tanti, mă duc să-mi iau ATV-ul și... sfârșit. Tocmai când voiam să zic că mi-au ATV-ul și mă duc în altă parte. Trebuie să mergem la cariera de piatră. Deci de cam știu unde e. Așa. Detalii generale. Undeva... aici, dacă nu mă știu. Vedem.
dacă am avut dreptate. Ia uite un random event. Stop right there, I'll take you down. I want to see those hands up high. On your knees too. Now. How did you not see me? Călcat și a prins? Ah, you want to get a shit. Shit. Fugi! Ce tâmpenie? Deci am dat peste ăla așa, la mișto și brusc, toată poliția e pe mine. Fuck me. Scap și eu în timp util. Da, sunt foarte imprecise ATV-urile astea. Nu vine niciun polițist pe aici, pe drumul ăsta pe care am luat-o eu. ATV-urile iau curbele foarte strâns, foarte rapid. E cam greu să apreciez. Nu dacă găsesc cariera de piatră. Dacă e unde credeam eu că... Mai descoperi din hap. Orientez un pic. Da, nu cred că e în direcția asta, cred că e mai degrabă pe aici. Ceau. Mi-a dispărut și wanted level-ul. Oricum, am făcut prima dată când am jucat jocul, am făcut misiunea asta târziu, când chiar am avut o misiune prin apropierea carierei de piatră, deci nu știu exact cum se ajunge. Dar mai încerc. Am de pierdut de cât timp. Am ales cel mai nasol vehicul pentru chestia asta, deși e bine pe aici, pe terenul ăsta accidentat, să te plimbi cu ATV-ul. Probabil un pic mai ok decât o mașină. Probabil zburam de mult în apă dacă aveam o mașină. Aha. Putem să urcăm pe munte cu el? Pare că da. Foarte bine. Poate de sus pot să mă orientez mai ușor. Hai, mă. Fac zigzaguri acum ca să urc, că nu mai poate să urce direct. E destul acțiune. Cred că am ajuns și la o potecuță. Probabil pot să urc mai ușor pe ei. Deja cale bătută. Oh. Fuck. Mai uit un pic pe hartă. Se pare că n-am ajuns exact unde doream. Uităm un punct. Cred să ajung. E posibil să fie cariera de piatră. Muntele ăsta nu e foarte ușor de urcat. Oh, nu, no, nu, no, nu. No. Fuck. Dână de mână? Apăsasem pe select weapon în loc de dână de mână. Aproape. O să pot să urc pe aici. Dar prin alt loc. Foarte greu să urci muntele. Nu că în realitate ar fi mai ușor. Da. Trebuie să mă întorc undeva la un drum principal și să încerc pe altă cale, că nu merge pe aici.
Dacă știam din prima, nici nu o luam pe aici. Am pierdut o grămadă de timp. Și încerc așa, în timp ce mă îndrept spre un drum, încerc totuși să mai urc. Nu ce dau acum ATV. Cred că de puțin mai... Totuși nu mai vrea. Asta e tot ce poate. Ce mișto se vede... Se văd orașele. Depărtare. Mașinile pe autostradă. Și acum, deci eu nu mai accelerez deloc. Merge totul de la sine. Și am murit. Cred că e mult mai bine că am murit, pentru că ajung mai repede în oraș și pot să mă reorientez mai ușor. Unde ne... E Sandy Shore, da, e chiar orașul în care trăiește Trevor. Nu suntem foarte departe. Găsim acum o mașină. A, e fix lângă... Fix lângă poliție. Spital. Hai, Trevor, hai. A lăsat și să uite la mine, cred că e chiar mașina lui. Cred că o să sune la poliție sau ceva. Ok, mai merg o dată la marker. Dacă nu e nici aici, încerc altă misiune. Pierdem timpul pe ea. Ascult rap cu Trevor. West Coast Classics. A, da, și mi-am ales și eu cea mai lentă mașină posibilă. Hai, frate. Nu prea-s mașini foarte mișto în afara orașului. În Los Santos găsești cele mai mișto mașini. Aici sunt vechituri de-astea, rable. Adică, ruginită aia asta. Vai de ea. Facem aici la stânga. Da, cred că ne apropiem. Merge cu viteza melcului mașina asta. Hai, frate. Ce mișto aici, vedeți marcajele astea rezonatoare de pe marginea drumului. Chiar îți fac controllerul să vibreze, în realitate, când duci pe teren din ăsta. Da, pare că nu e acolo unde credeam eu. Și renunț. Mergem în altă parte. Poate o să găsesc mai târziu. Oricum, misiunile astea poți să le faci oricând. Grabă. Trebuie să-mi iau un avion să mai zbor așa prin diverse locații. Să văd ce se întâmplă. Descoper harta. Parcheze peste tot. Nu știu dacă la jocurile vechi GTA trebuia să descoperi tu harta sau era descoperită din prima și pur și simplu puteai să te plimbi. Mă refer aici la San Andreas și la GTA 4, că astea aveau hartă interactivă. Adică puteai să pui markere, știi unde poți să te duci, de vrei să te duci. Mamă, ce le-am făcut ăstora cu mesele lor de picnic. Mergem așa direct. Tăiem și noi.
Hop. Da, chiar mașina asta nu cred că am lovit-o deloc de când am luat-o. Și e cea mai proastă mașină pe care am luat-o până în prezent. Dă-te bă cu jeep-ul tot de aici. Face să merg off-road. Trec pe aici. Văd o cale mai scurtă către misiune. Ok. Oh, ce căzături de casă pe aici. Da, am ajuns aici la următorul stranger. Au, poate e fric. Cine știe, hai să vedem. Hey, bud. What you do? Nothing. Redneck. Cletus are și nume de redneck. Țăranoid american care e pasionat de arme și de vânătoare. Super. Is the season for it? I don't give a shit about no season. Ah, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey. Și e genul de nebun care îl face pe Trevor să se simtă distrat, așa. Adică Trevor e un nebun, dar un nebun rațional, aș putea spune. Ăsta e pur și simplu prost. Cletus. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Deci, avem un sniper. You see them three big satellite dishes? A decent shot and they'll go down easier than a whore's drawers. Trebuie să tragem mai întâi în antenele de satelit. No. Yeah, that's it. Give them hell. Shoot another one. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. Okay. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Okay. A motel. Let's push camp back there. Să iau bug-ul, că tot e aici la dispoziție. Drives like a dream. Hai, prietene, intră o dată. So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. You've got way too much time on your hands. E foarte rapid. Vedeți deja că față de rabla aia de mașină pe care avem mai devreme, e mașina de Formula 1 asta. You wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. Okay. All this... Careful, I ain't got insurance. Ah, da. Here we are. Oh, da. Zicea motel abandonat, chiar e abandonat. You never shut out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good, plain, old-fashioned fun. That's it, beauty. In again, Trevor. Oi. Nice. Go on, one more, just for the hell of it. Asta doar l-am speriat. Ce să zic eu? That was some damn fine shooting, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Just two fellers killing time in small town America. Don't get este un fel de test, de fapt, pentru Trevor. Iată, plouă și în joc, plouă și afară. Ce vreme nasoală peste tot. Cletus e profesie vânător și încearcă să vadă dacă... Dacă Trevor se descurcă cu vânătoarea. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road.
tragem un coyote acum. And we are nothing if not neighborly. Ok, suntem pe acoperiș. Putem coyote acum. Dacă observați, hainele lui Trevor s-au udat de la ploaie. Asta se întâmplă și când te duci să înnoți, se udă hainele. Ia uite coyoții. Oh, cute little doggy. Mori. I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Băi, dar sunt și eu, sunt chiar. That should do it. Nicely done. Ok. Asta-i tot? I reckon you should tag along next time I go hunting out at Palito Bay. I'll show you how to bag an elk. Patent. Why not? Alright, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Și următoarea misiune cu Clitus va fi să vânăm niște cerbi. Ah, iată, dacă omoram doi coieți dintr-o lovitură, făceam 100%. Poate data viitoare. Cum să-mi găsesc o mașină? Bănuiesc că buggy-ul lui Clitus a dispărut. Și sunt chiar în mijlocul pustietății pe ploaie. Unde mașini? Ăla cu ATV-ul s-a dus în altă direcție. Este și nimic parcat, dar sărăcie care e prin orașul ăsta, nu cred. Aha, uite un motociclet. O să-l omor pe ăsta. Eu sigur că nu fuge. Nice. Și am fugit. Nici cu motocicleta pe ploaie nu e foarte inteligent. Mai era un stranger mai înainte. Fix în față aproape. Vedem ce putem face și aici, până trecem la misiunea principală. Ia să vedem. Ce vor băieții ăștia? Give me a sip of that. What? Come on! My throat is dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... Kick-a-bear! What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right? It didn't seem like nothing. Oh. I don't think that it was nothing. I didn't Boys, mean nothing by it. You're gonna have a bad time. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker! That's right. Nu vrei să-i faci asta lui Trevor, prietene. Old! Motherfucker! Ah, ok. Huh? Începe distracție. Where were we exactly, huh? Sorry, man, we're sorry. Help! There's a guy with a gun! Și astea sunt niște misiuni caracteristici lui Trevor. Se numesc Rampages. Și trebuie să omori cât mai mulți amici. Să supraviețuiești, asta e tot ce trebuie să faci. Există un timp limită. Mor ca aici pe clădire. Tot mai bine. Am și un pic de cover. Și dacă observați, Trevor e... Ah, fuck, am căzut. Trevor e în rage mode tot, pe tot parcursul misiunii. Deci ia foarte puțin damage și... dă damage mai mult. Și ne-am apucat de o modă țără noi. You insult me in my hometown. Ok, next. Au, nu prea mai am viață. Ok. Ok. You want redneck? No! Ești de spate. You redneck! Okay.
Kevin? Au. Început să... nici nu mă mai uit unde trag, trag direct. Am I creepy now? Am I? Nice. Da și câteva headshot-uri. Dacă putem să distrugem și câteva vehicule, că sigur e obiectiv și cu asta. What is this, a family reunion? Oh, no, 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 no. Păi, deci arma se încarcă fix atunci când nu trebuie să se încarce. De fiecare dată când mor, mor pentru că mi se încărcă arma. Bine, și eu trag ca maniacul. Ok, hai că mai încărcăm o dată. Ce se distrug așa greu mașinile, că n-am nicio armă adecvată. O să că-i văd pe hartă, dar chiar nu-i văd, like, pe bune. Ah, explodează. I try to be a good neighbor, and this is what I get. Mai sunt și aici câțiva. Tălie aia. Mare și tu. Nobody talks about my mother. Ok. 25. Nasol că fiind activat rage-ul, am ecranul în mare parte roșu și fiind în deșert, nu prea pot să deosebesc inamicii de medium conjurător. Unde e? Deci nu pot să-l văd. Super! Au călcat inamicii din spate, fără să-i văd. Încercăm o dată. Sper să nu mai trebuie să încerc încă o dată. Sunt foarte mulți. N-am o armă care să mă satisfacă. Nu pot să schimb arma? Nu. În schimb, am muniție infinită. Am grenade. De aici, prieten. Hai să începem să modăm țărani. Ok. Ok. Mamă, cât sunt. Try to be a good neighbor. Păi, frate, da, în toate direcțiile. Mai ascund aici într-o clădire. Tot am foarte multe puncte din care pot să vină. You couldn't keep your mouth shut, could ya? Ok. Mai dau o granadă, pentru că a mai venit o mașină. Am I creepy now? Am I? Eu te văd pe ăla. Acolo sus. Parem pe scară. You insult me in my hometown? Să le dau o granadă. Aici mai mulți în față. Ok.
și cu grenadă. Iar m-am călcat cu mașina, băi ce ne simțiți. Hai Trevor, sus. Sus. Ah, s-a terminat timp. Ce noroc am. Hai frate, deci dacă mai făceam două kill-uri, făceam 100%. Măcar mi-au lăsat mașina asta. Ce aberație de mașină. Asta e... Nu asta pe care am luat-o, chestia asta pe care se plimbă ăștia, mă rog. Zici că e cart de golf. Uite-l pe ăsta, vine după mine. Hai că mă de aici. Hai că mergem la misiunea principală acum. Asta chiar nu-mi place ca mașină, îmi place cum arată, așa e. Foarte... americană. Motorul pe afară, cu roți mari și groase. Ca un fel de hot rod, așa. Nu știu, e dunga aia de sus de pe cer. E o dără lăsată de un avion. Vedeți, mai multe. Nice. S-au gândit la toate cei de la Rockstar. De-aia fac dintre cele mai bune jocuri. Am ajuns înapoi acasă. Iată tabla de camion a Trevor. Vedem ce misiune avem. Îl pe Wade. Faci prieten. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know. Ouch. Nu vrei să-l dezamăgești pe Trevor. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. Deci încă-l caută pe Michael. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe. She threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta. Like the seat. About the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Bingo. Amanda. Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. You're a genius, you moron. Oh. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. That was cine merge în Los Santos. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Deci, Ron rămâne sandwicher să aibă grijă de businessul lui Trevor și Trevor și Wade merg în Los Santos să-l găsească pe Michael. Cred că începând de acum vom avea acces și la celelalte două personaje. So we're heading to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's the stop? Ice cream? Un camion? Nu, hai să iau totuși BF injection asta. Face mai mult. Am eu not cum la tot timpul. E mașina default a lui Trevor. Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there. Deci nu mai pornește în zeria asta. He's bumped in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, okay. What's your stop? Family's important, Wade. Mi se termină și bateria la control. Poate să nu se termină de tot până termin. I fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Și vom merge la vărul lui Wade, unde vom sta cu forța, probabil, în cazare. Iar a început ploaia, mamă, deci... Acum în GTA e fix ca afară, în București, în momentul ăsta. Și dacă observați, străzile chiar se udă și începe să sară apă de sub roți. Iar frânele sunt afectate de umezeală.
grief has a beautiful way of bringing folks together, Wade. Ulgere. Aici mi se pare că misiunea asta este scriptată să fie așa. Dacă mi-aduc eu, oh, ce frumos se vede fulger în spatele muntelui. Dacă mi-aduc aminte, prima dată când am făcut misiunea asta la fel, a început să plouă. Dar, din nou, arată foarte bine efectele de... efectele meteorologice. Ne-am întors la... locul de... locul în care locuiau The Lost, sau ce-a mai rămas din ei. Și ia uite și câteva coștiuge pe care le-a umplut Trevor cu corpurile motocicliștilor. Acum mergem să plantăm niște bombițe pe rulotele celor de la The Lost. Bomb. Și o să facem un foc de artificii foarte frumos așa de plecare din Sandy Shores. Aici. Trecem pe stealth mode. Ceau. Vedem. Facem cu o rulotă. Despre partea cealaltă. Ai nicio pancă, stați liniștiți că vă... Opa, 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 opa. Dar nu-i văzusem. Trecut aia. Pot să scap și de partea cealaltă. Ok, să-i ocolez, nu vreau să risc să dau alarma, să vină toți motocicliștii jegoși pe mine. Încerc așa să fiu foarte stealthy. Oh, ce frumos a fost fulgerul ăla. Rockstar knows their shit. Să facă chestii foarte mișto. Ok. Creepy dealer. Să trec fără să mă vadă ăștia. Ce bătaie prin ăștia ăla. O furișez așa frumos spatele meu. Vrem la ultima rulotă. Urmă începe distracția. Ce doar o motor. Aștia stă aici cu coșciugul. Hai că m-am furișat frumos. Îmi place că atunci când fulgere și tună, vibrează controllerul. Te simți un pic mai acțiune așa. Ok. Acum hai să fugim de aici. Să ieșim din zona de acțiunea bombelor. Mă duc înapoi la mașină unde mă așteaptă Wade.
a intrarea în complexul ăsta de rulote. Bum! That was fun. Vrea tu să mă vezi. Hai cu minte jos. Hai, Wade, hai. Los Santos, here we come. Can I go okay? I heard like a banging. No, like screaming. Like not the nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. Am plecat spre Los Santos. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. No, ce întuneric e pe aici noapte. Mai ales pe ploaie. Who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? The house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah. I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, P. Trevor, move up your eye hole, fucker. Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? Ah, dar mașina asta foarte prost se conduce. E una din cele mai dubioase mașini pe care le-am condus până acum, afară de ATV. ATV-ul era un pic mai dubios. Am dat pe fază lungă, dacă ți-a observat, dacă ți-a apăsat pe dreapta. Poți să schimbi densitatea becurilor. You know animal retard, vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Pardon. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? Deci... I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Mă mir că nu l-am pușcat deja Trevor pe Wade. Atât de enervant e. Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, zice, povestea vieții lui. And guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. Ce a făcut ca să ajungă în situația în care e acum? Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while. But his coach accidentally had a stick jammed up his ass. That's it. A fost molestat de... That giant sprawl. De un... Los Santos. Wow. Check this out. This is the place! I seen it on the holiday card. Ce mișto arată. So, this is Los Santos. I guess it is. Cred că arată mai bine orașul când te uiți spre el decât când stai în el. Best part of the state. A durat așa mult călătoria în Sandy Shores în Los Santos. De fapt, harta nu e foarte imensă. E destul de mare. Una din cele mai mari pe care le-am văzut într-un joc și una din cele mai dense. Găsești întotdeauna ceva de făcut. Dar, cum? It's fucking GTA, so... So, Michael... This is where uite, aici vezi cât de mare este de fapt orașul Los Santos. Și pare destul de mic când te uiți așa pe hartă și te plimbi și... Dar când te uiți de la depărtare chiar arată ca un adevărat oraș, o adevărată metropolă care e întotdeauna în mișcare și chiar par ca oamenii să trăiască acolo Los Santos. Sper că Trevor nu e foarte fericit de faptul că Michael iese la suprafață din nou. The city of shitheads. Where else would he be? Floyd over in Refugee Beach. Pardon. Will you tell me the story?
About that boy, Trisha? Ah, wow. Yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him to a deep pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should Little Trisha did rob people, and Little Trisha was good at it. And they lived happily ever after for a while, until the troll met another troll in a strip club, and they fell in lust, and he bought her a pair of fake troll tits, even bigger than his real troll tits, so he could make more money stripping, maybe a little on the side without call work, but... Oh, we're near Floodcast. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. Aici suntem. Welcome to our new home. This is the place, I think it is at least. Cousin Floyd! A venit țăranul la bătușul acasă. It's up here, Trevor! Urcăm scările să vedem care-i treaba. Floyd, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you wait! I heard he was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. Shut the fuck up, Floyd. It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy we've never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Oh, she's not much of a girlfriend if she don't like big your pussy. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait, I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Brusc, Trevor a devenit șeful casei. Ah, ia uite, cineva din lista mea de prieteni a intrat într-un crew. Ar trebui să mă alătur și eu unui crew pentru că astăzi începe multiplayer-ul din GTA. O să fac probabil niște clipuri și cu partea asta a jocului. Și... au devenit disponibil și ceilalți doi. Să vedem ce avem la dispoziție pe hartă. Momentan doar cu Trevor văd misiuni. Stranger. O să mă duc direct la Michael acasă. Rampage aici. Atât. Hai să mergem la Michael acasă și cred că asta va fi și ultima misiune cu episodul de față. Hai, trebuie. Trebuie și noi. Luăm mașina noastră de deșert. Vai de ea. Am Beverly Hills la Michael acasă. Pardon. Iată un random event. Se întâmplă aici. Don't be a dick, bro. I'm trying to look out for you.
Just give me the keys. Whatever, Dad. I'm totally fine. Just had a couple of beers. What are you talking about? Let's just put it and cut it like up. 6 shots each. Look at you. Will you two just make out already? Hey, can you give me a ride? Just so Boy Scout there can get his buzzkill badge. There's my car. Deci iar trebuie să ducem pe cineva acasă. Pentru niște bani și o mașină de genul ăsta, un Range Rover. Fuck yeah. A Native American tribe and open oh, da, se mișcă și ăsta. It's the government's job to bail you out. Atunci nu o să mai facem misiunea cu Michael, o să facem data viitoare. So, where we go? Mergem să le altă place. Ducem pe băiatul ăsta acasă. Pare că Trevor are opțiunea de a duce oamenii ăștia la o chestie numită Altruist Club, dar nu știu unde. Oh, lui. Parte. Altruist Club, unde cred că sunt un fel de cultiști ceva. Da, nu e nicio problemă, nu o să-l duc pe ăsta acolo. Îl duc unde are nevoie. Și apoi vom pune punct episodului de față. Oh, pardon. Ce bine era prin afara orașului unde nu erau semafoare și chestii de genul ăsta. Și nu era atât de mult trafic. Barf! Unde erau mașini care de care nu-ți părea rău dacă le stricai. Dude, sorry about that. Most of it went out the window. I'll throw some cash your way. Now, try that again without slurring. Acum că mă joc prin intermediul HDMI și când înregistrez, pot să apreciez mult mai bine cum cât de bine arată jocul. Yes! I still got some clock and bell at home mult, from last night. Mult mai bine decât pe component. Parcă n-au mai apărut nici foarte multe secvențe de alea în care s-au încărcat texturile sau s-a blocat jocul. I promise you're not as interesting as you think you are. Okay. Aoleu, ce am făcut ăsta vat de mașină. Ok. Hai, trece acasă. Ieși acasă. Take this towards the cleaning. I'll see you around. Try not to pass out and choke on your sack. Ok, păi ai făcut $80 de la băiatul ăsta. Parchez aici. Și punem astfel punct și episodului cu numărul 7, cred că am ajuns. Nu suntem nici la jumătatea jocului. Însă abia acum încep să devină lucrurile interesante. Ca de obicei, eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că vă place seria Grand Theft Auto. Sper că vă uitați și la celelalte serii pe care le fac și rămâneți pe Player One pentru mult mai multe materiale. Până data viitoare, însă, vă spun la revedere!